Socialiștii au fost primii care au anunțat că boicotează ședința Parlamentului chiar înainte de începerea acesteia. Pentru că raportul ar fi fost distribuit prea târziu, ei au numit audierea una mai mult de formă. Iată, acest raport a apărut numai o oră în urmă, adică nimeni nu a dorit ca deputații în serios să facă cunoștință cu aceste materiale, respectiv acest raport se creează doar pentru guvern și probabil doar de aceea că intrăm în campanie electorală. I-au urmat și ceilalți parlamentari din opoziție. Vă lăsăm să vă descurcați singuri aici, cu majoritatea dumneavoastră, domnule prim-ministru. Succes și Doamne ajută! Astfel, Filip și-a prezentat raportul doar în fața deputaților din coaliția de guvernare PD și PPM. Premierul a vorbit despre reformele implementate, criticând fosta guvernare. La sesiunea de întrebări, deputații s-au întrecut în cuvinte de laudă pentru guvernul Filip, dar și în critici față de opoziție. Vă mulțumesc vă lično, vașu comandu profesională za proiect Prima Casă, za proiect Drumuri Bune. Regret foarte mult că opoziția a părăsit pentru că a știut pe parcursul anul să critici doar și să nu distingă lucrurile bune, cel puțin pe care le-am realizat. Tare că de fapt e confortabil aici la tribună, că nu este opoziția în sală, dar pe de altă parte, cu toată seriozitatea și cred cu tărie ceea ce spun, că opoziția a plecat de aici pentru că nu au întrebări. Un raport cu puține realizări și cu multe probleme, cu siguranță că îi aveam pe toți aici în sală. Domnul Filip acționează așa cum a acționat și guvernarea pe parcursul acestor ani. Eu nu știu dacă domnul Filip a citit înainte de a veni la tribună acest raport și să vadă că el absolut nu conține nimic din activitatea guvernului, sunt înșirate niște realizări la nivel de aprobare actelor legislative, care este o prerogativă a Parlamentului și nu a guvernului. Și numai dese, fleacuri dese de măruțușuri care trebuie să iasă și spună la oameni, spună la lume și mai departe. Ce fac ei? Probleme sociale. Nici pe o dimensiune oamenii n-au avut nici o susținere din partea guvernării. Guvernul Filip a fost investit pe 20 ianuarie 2016 într-un timp record de 30 de minute, ședința Parlamentului având loc în toiul nopții. Ei ne atacă. Hai, de la voi! Vă spuneți că da, Maria! Женщины, скидки социальной ответственности. Что она говорит про людей? Что она говорит про народ? Она негодяйка. Мы их законим под плетус, как мы все. Вы не сустинете. Девину патрону ТВ-8. Донязе пе Патреон. ТВ-8. Телевизионная. Уаменелор Либерь.